Ciao, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. În acest vlog vă voi prezenta kendama care am făcut-o cadou la un coleg de-al meu. Vă las așa puțin să-mi scrieți un comentariu despre ce kendama credeți. Vă las cât să vă las, stați, vreo 30 de secunde. Care încep de acum. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bun. Dacă ați scris kendama care credeți că am luat-o și chiar este acea kendama, bravo. Dacă nu, bravo, dar haideți să vedem ce kendama am ales. Ta-da! Am ales un Sweet Prime Solid Green. Pentru că știam bine, el are tot un Sweet, dar el are un Sweet în un switch F3 care, bine, nu, gândiți-vă că ăsta are grip mai bun. Și nu știu, am înțeles că vrea să-și ia și Tropical de Crăciun, dar nu. Am zis cât pot eu din bucuria aia de Prime să o fac eu, pentru că nu. Și Prime-ul ăsta cred că o să meargă la fel de bine ca Tropical-ul care o să-l aibă de Crăciun. Dar, nu, eu am ales această kendama în primul rând pentru că are grip bun. În care cupe mari. Știți că la F3 nu este prime și are cupere mai mici. Cupa mare cât cupa mică și da. Aici nu știu, uitați, vedeți, arată semnul ăla suiți vechi. Dar acum este un suiți nou. Da. El împlinește 9 ani și din păcate nu o să mă pot duce la ziua lui pentru că a intervenit ceva, dar mâine o dau la școală. Este un suiți prime solid green. Mie mi-a plăcut kendama pentru că și eu am avut ocazia să mă joc cu această kendama chiar astăzi la școală, doar că eu m-am jucat cu kendama unui coleg care este un Prime Solid Blue, acesta este Solid Green și din câte m-am jucat cu el am văzut că este bun, are grip bun, merge bine, adică funcționează bine, poți să dai lunar, lunar flipuri, lighthouse flip, border balance. Eu nu dau border balance așa. Eu numai dacă pun chenul pe tamă, pot să o țin și nu fac în vreo 2-3 secunde. Dar cam aceasta este. Sweets Prime Solid Green. Cam atât a fost și cu acest vlog. La revedere!